cum putem dezvolta instinctul de vânătoare al unui cățel. Cazul de față, Laica, Golanca de Doberman, ne interesează să o învățăm foarte tare cu mingea, pentru că trebuie să fie pregătită pentru expozițiile de club de Doberman și acolo ne interesează să urmărească mingea. Și o variantă din care putem învăța câinele să urmeze mingea, să fie disperat după minge, să-i dezvoltăm partea de instinct de vânătoare odată cu ocazia asta, este asta. Ideea este să mișcăm mingea în mai multe direcții ca să vedem câtă dorință are de fapt câinele să vâneze și să prindă mingea. Asta ne interesează cel mai tare. Și până la urmă lăsăm și recompensa. Mingea se bucure de faptul că a vânat-o și că a prins-o, că este a ei. După care putem să nu-i lăsăm satisfacție maximă, supremă, și o punem să vâneze din nou. Bravo, Laica, bravo. Și vine cu mingea și sare pe mine și îmi transmite că e mândră de faptul că a prins mingea și că acum se bucură de ea. După cum se vede, mai trece din când în când prin spatele meu, foarte entuziasmată, foarte bucuroasă, care parte de recompensă. Că până la urmă și recompensa e o minge, nu doar mâncarea. Laica. Și acum nu o să-i spun să-mi lase mingea, că nu mă interesează partea de obediență în situația asta, ce mă interesează să-i o fur. Laica! Hai, Laica! Bravo, Laica! Și am furat-o când n-a fost atentă, altă dată să fie mult mai atentă și să nu cedeze așa ușor la prada ei. Vin mingea de pământ, o întărât și mai tare. Acum o pun să lupte puțin pentru mingea ei. Deocamdată cedează destul de rapid. Am scăpat eu de data asta și norul. Trag câte puțin de șnur ca să învețe să țină minge acolo. Chiar dacă este doar o joacă pentru unii, are un scop bun într-un final. Cam atât, ne vedem în video următor!